Astăzi vreau să vorbesc cât se poate de deschis cu trei prieteni. Printre ei se află și Alex Floroi, căruia îi spun bună seara. Bună seara, Ștefan. Salut și bine ai revenit la Culart. Mulțumesc. Dacă stăm să ne gândim, ai fost printre primii intervievați la emisiunea asta și a fost și cu succes și pentru tine și pentru mine, pentru noi. Da. Și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația. Alături de noi se mai află încă doi tineri frumoși. Vorbim cu Laura. Bun, bine ai venit, Laura. Bună seara. Și Max. Bună seara. Salut, Max. Ce am aflat despre Max? Că tot de curând am fost într-o vizită la Roma. Max, prietenul nostru, este născut la Roma. Da, da. Da? Atunci, hai să vorbim, să începem cu tine. Cum e să fii născut la Roma și să faci teatru în București? Foarte bine. Multă lume mă întreabă de ce ai plecat de acolo. Uh-huh. Adevărul este că mă consider mult mai mult bucureștean decât italian. Decât roman. Decât orice. Și sunt... Sigur că îmi place aici și vreau să rămân aici. Mă bucur foarte tare să aud asta. Da, la un moment dat cineva m-a întrebat de ce București și am zis în glumă, nu știu, simt așa că am o atracție, trebuie să fac ceva aici. Și după aia cu timpul mi-am dat seama că ce mi-a ieșit pe gură e... Aia s-a și întâmplat. Da, e chiar adevărat. Adică... Tu ai terminat facultatea aici? Da, da, da. Da. În ce an? În 2011. La ce clasă ai terminat? Constantin Codrescu, Vlad Rădescu și Sorin Dinculescu. Frumos. Te-ai gândit vreodată că atunci când termin facultatea de teatru, și aici o să facem o legătură apropo de Laura și de Alex, te-ai gândit vreodată în momentul în care ai terminat facultatea de teatru că o să ajungi să joci la Teatru Masca, de exemplu? Aveam deja o colaborare din vara dintre anul 1 și anul 2, aha, când am fost la un casting. Și am luat, ce ai jucat atunci? Am jucat Arlecchino, mă rog, frumos. Trufaldino, într-o comedie de la arte. Aveau atunci un parteneriat da, cu da, un regizor italian. Știu că au fost o serie de spectacole, comedia de la arte făcute cu Michele. Cu Michele, niște spectacole geniale. Am mai vorbit și cu Alex despre ele la momentul interviului cu el. Cum a fost pentru tine experiența aceea, prima ta experiență la Masca în comedia de arte, având în vedere că pentru tine la momentul ăla comedia de arte nu era o chestie pe care o știai și o mai practicase înainte, chiar dacă erai deja în teatru, în facultate vorbind. A fost superb, m-am îndrăgostit de comedia de arte, am scris chiar o piesă după aia. Frumos. Și... deci a fost foarte greu în primul rând. Da, e muncă. Da, e da. Foarte mult de muncă acolo. Și pe urmă ai terminat facultatea, te-ai întors în Teatru Masca sau ai mai făcut și altceva până să te întorci în Masca? În anul 3 de facultate m-am apucat și de niște cursuri de euritmie, care este un fel de teatru dans. E tot o artă scenică. Da, da. Am fost și am colaborat cu Teatrul Logos timp de un an și jumătate. Uh-huh. Și după aceea m-am întors la Teatru Masca, după care acum 2 ani m-am dus la master, am terminat masterul. Felicitări. Vara asta? Vara trecută, în vara 2018. Trecută, da, 2018. Felicitări. Și acum colaborez iarăși cu Teatru Masca. Trebuie să reamintim și aici ne legăm, aici plecăm la următoarea discuție și cu Laura. Trebuie să reamintim faptul, dragi prieteni, dragi telespectatori, că Max, alături de Alex Floroiu, au fost protagoniștii spectacolului despre care noi tot am povestit și se numea Romeo și Julieta, de altfel unul dintre cele mai bune spectacole din punctul meu de vedere personal al Teatrului Masca la momentul respectiv. Și trebuie să vă felicit încă o dată pentru ce ați făcut acolo, pentru că a fost, așa cum vorbeam și înainte de a intra în emisie, a fost unul dintre cele mai importante momente ale teatrului în care voi ați jucat la momentul ăla. Și Alex are, nu vreau să te mai fac să-ți aduci aminte de toată povestea, dar știu că e unul dintre cele mai dragi spectacole ție. Mergem la Laura. Laura, cine ești? De unde vii și ce faci? Să vă zic tot numele? Te rog. Mă numesc Laura Maria Adelina Buric. Ok. Puteam să mai zic, dar nu mi-au mai trecut. Păi nu, dar spune-le, te rog. Nu, atât. A, atât, ok. Deocamdată. Așa. Mi se mai spune și Loret. Dacă tot ai zis să mai zic un nume. Vin din Târgu Jiu, am făcut facultatea și masterul la Constanța și am venit în București pentru a juca la Teatrul Masca. Da, deci ai avut țintă clară să vii aici să joci la Masca. Sincer, da, urmăream acest teatru încă de când eram în anul 2 de facultate, deoarece noi la facultate făceam statui vivante. Și mi se părea foarte interesant să continui cu acest gen de teatru și ulterior după facultate. Am înțeles.
Și ai ajuns la Teatru Masca și ai făcut până la urmă ce ți-ai dorit. Da. Nu? Ți-ai făcut am urmat un internship timp de un an de zile, în care am jucat multe statui, teatru de stradă, da, în special teatru de stradă, nu de interior. Am învățat foarte multe despre marionete. Da, e și asta o altă artă. În, da, în este teatru. Un alt fel de actor. Așa este. De la marionete mici, la marionete compuse, la chimere. Și cam atât. Acum, haideți să... Zi, Max, zi. Chimere. Da, sună un pic ciudat, dar las că e bine, că în felul ăsta mai dăm și un pic de... E foarte plăcut. De suspans. Hai să vorbim acum puțin de... Și acum am să vă întreb pe toți la un moment dat și poate am să și vă provoc cu întrebarea asta. Voi sunteți generația tânără și vorbim de generația tânără în teatru românesc, actual. Da. Noi am mai vorbit treaba asta la un moment dat. Din punctul vostru de vedere, considerați că sunteți bine primiți pe scenă unde jucați? Vorbim de proiecte independente, nu vorbim de Teatru Masca sau de teatru instituțional. Că știu că sunt și proiecte independente care fiecare dintre voi jucați sau sunteți și cu Alex în breasla actorilor. Considerați că sunteți bine primiți ca proiecte independente? Și că spectatorii vibrează la ceea ce le aduceți voi față de ce le-ar aduce teatru instituțional? Din păcate, din punctul meu de vedere, cred că oamenii încă nu s-au obișnuit cu termenul de teatru independent. Și, repet, este părerea mea. Vibrațiile sunt diferite. În momentul în care joci pe scena unui teatru consacrat, publicul te primește altfel. În momentul în care vin într-un spațiu care este mai mult neconvențional, poate datorită faptului că se simt mai lejer, poate datorită faptului că vin de la muncă, simt că nu contribuie atât de mult emoțional. Am înțeles. După mine depinde exact despre ce vorbim, pentru că dacă vorbim despre publicul, în general, publicul care este la spectacol, resimte spectacolul în același fel, indiferent de unde se află. Dar problema este dacă vine la fel de mult public la spectacole. Și asta este o altă problemă. Pentru că atunci, da, sunt de acord. Sau cred că mai ține și de exprimarea lor. Se exprimă diferit. Da. Da, ai dreptate. Simt la fel, dar se exprimă diferit. Da, pentru că depinde. Dacă vrei să te duci la teatru, cum mergeam noi când eram copii, atunci, și dacă asta e felul de gândire, atunci, normal, o să te îndrepți către un teatru consacrat. În primul rând, la ținută. Da. Da, și dacă, da, clar. Plus că contribuie teatru prin felul în care este arhitectural construit. Corect. Și felul în care este amenajat, te introduce într-o alt fel de atmosferă și o anumită stare, într-adevăr. Alex, ai tăcut până acum? Păi am tăcut pentru că realizez că noi am uitat de teatrul de stradă, chiar dacă e instituțional sau independent, care are la fel o altă vibrație. Iar noi avem norocul să fi încercat și teatru independent, și instituțional, și de stradă. Și ia, din punctul tău de vedere, vorbim de teatru de stradă, da? Da. Hai să vedem. Cum sunteți primiți? E cel mai fantastic public pe care îl poți întâlni. Așa este. Îl cucerești sau nu? Pentru acolo, că, de fapt, e provocarea. Da. Având exercițiul ăsta, cred că stăm destul de bine și la capitolul teatrului independent. Pentru că lupta pe care o avem noi actorii este de a cuceri publicul și, având antrenamentul teatrului de stradă, facem orice este posibil în teatru independent, prin mijloacele scenice, să-l cucerim. Și atunci n-am întâmpinat până acum probleme în a convinge publicul să empatizeze cu ceea ce facem noi pe scenă. Este adevărat, are dreptate și Laura sau și Max, că se pune problema cât de des vine în teatru independent și consider că aici este mai mult de muncă, în promovarea spectacolelor și a convingerea lor să vină, că de fapt ceea ce propuneți voi ca și teatru independent poate să fie, de ce nu, chiar de aceeași calitate ca și un spectacol într-un teatru instituțional. Da, și nu sunt, nu sunt puține cazuri în care, într-adevăr, spectacole independente, proiecte independente, chiar au fost poate peste anumite spectacole. Sigur, sunt cazuri, da. Da. Hai că acum că tot am ajuns la spectacole de teatru, să vorbim de ultimul vostru spectacol de teatru, pe care am înțeles că îl pregătiți. Păi sunt, bine, reluăm travestiuri. Uite, apropo, travestiuri, deși noi l-am jucat de două ori, are cerere în continuare. Lumea ne bate la cap că vrea să reluăm spectacolul. Doamne pentru ajută. Că mulți nu au avut ocazia să-l vadă. O să facem tot posibilul să-l reluăm. În București sau la voi și în Moinești? Dacă avem ocazia să-l
jucăm înainte de a pleca în Moinești, pentru că am fost invitat să-l rejucăm și la simpozionul internațional Tristan Țara și Cultura Dada în Moinești. Dacă avem ocazia să-l reluăm în București, îl reluăm întâi în București. Dacă nu, îl vom juca, promitem că îl vom juca după festival cu mare drag în București. Ok, oricum ținem legătura și pe proiectul ăsta. Următorul spectacol. Știu că l-am dat, mi-ai povestit că după interviul pe care noi l-am avut anul trecut, tu îmi spuneai că după momentul ăla, ții colegii, prietenii în breaslă și începe să faceți brainstorming-ul pentru următoarele spectacole. Da, 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 e interesant. cum a ieșit? Ne-ai prins. Deci nu? Chiar vorbeam cu Max și cu Laura, băi, dar despre ce discutăm la emisiune? Zic, băi, hai să pornim cu ceea ce am promis că vom face. Păi, vezi? Și ceea ce am reușit să facem, promițând. Și ce ați făcut? Păi am făcut. Am aici doi artiști. Am curajul să vă numesc artiști, pentru că pe lângă faptul că joacă, scriu. Am să rog pe colegii de regie să pună camera pe repede, repede, repede. Iată-l. Așa. Deci ca să vă zic, Max a scris o piesă de teatru în stilul comediei de l'arte. Tocmai și menționat. Titlul provizoriu este Wanted. Și am vrea să facem acest spectacol. Deja suntem în lucru, avem tot felul de concepte regizorale. Vedem, încă facem brainstorming. Laura a scris o piesă interesantă pentru că am vrea să mergem în zona corporațiilor și să facem teatru. Nu știu cum se numește genul ăsta de teatru. Teatru corporatist. Asta aveam și eu în cap să spun, dar te-am lăsat pe tine, că e piesa ta, n-am vrut eu să zici, pe urmă, că cine știe. Mie nu-mi place să formulez așa, parcă suntem în două tabere diferite și suntem într-un conflict continuu și nu cred că este așa. Da, că avem de învățat unii de la alții constant. Așa este. Bun, Laura a scris cine mi-a luat cașcavalul. Sună bine. Sună foarte bine. E vorba despre doi omuleți și doi șoricei care leargă după cașcaval, șoricei în timp ce se descurcă, omuleții au probleme. Și mai avem și pe doamna cașcaval. Mai avem și pe doamna cașcaval. Mi se pare interesant, făcând o paranteză și urmă revenim. Sigur. De unde ți-a venit ideea asta? Teoretic nu a fost ideea mea. A venit Alex la mine într-o zi și mi-a spus că a citit un text de Spencer Johnson, cine mi-a furat cașcavalul, și a zis, uite, cum ar fi dacă am reușit să o punem în scenă? Zic, ok, hai să încercăm să o scriem mai întâi și apoi poate reușim să o și montăm. Da, da, da. Ceea ce am luat de acolo a fost strict personajele și ideea. Rest este scheletul. Scheletul. Rest este munca mea proprie, dar în același timp se consideră o dramatizare. Mă bucur pentru chestia asta și iată că ce vorbeam noi, revin la ce discutam noi anul trecut. Până la urmă, ești un motor. Vorbim de, vorbim de breasla actorului, dragi prieteni. Da, ești un motor, iată, de la o idee venită din partea ta după ce ai citit un text, i-ai aruncat pastila. Sau i-ai băgat cu cuiul pe pelea, cum să mai spunem popor. Nu știu ce am făcut exact. Dar iată că ai scris textul. Da. Ne-a surprins pe și că tot am vorbit de piesa Laurei, să fim fair până la capăt, hai să vorbim și cu Max de piesa lui Wanted, titlul provizoriu Wanted, o comedie de l'arte. Eu am înțeles de la tine că a plecat inspirația din această piesă de la faptul că ai jucat comedia de l'arte și că te-ai îndrăgostit de genul ăsta de teatru. Da, da. Mai departe, de unde ți-au venit restul de idei pentru spectacolul pe care l-ai scris? Păi, în primul rând, este un spectacol care are acum, bine, este un text care acum are vreo 7 ani și pe care recitindu-l este actual. Majoritatea ideilor mi-au venit într-un stil clasic comedia de l'arte, despre problemele pe care le aveam pe atunci și acum relându-l, tocmai ăla a fost locul unde m-am dus să controlez. Da, pentru că aveam 20 de ani ancorat în exact, aveam 20 de ani, am zis, sunt tânăr, cine știe, am fost tânăr și mă rog. Hai, că acum nu pot zic. Da, asta de-aia zic, acum nu pot să zic neapărat că am... Dar au trecut 7 ani, am zis, m-o fi maturizat, apare nu m-am maturizat, deci am aceleași probleme. Păi nu, că dacă ar fi să ne luăm după chestia asta cu maturizat, am aflat și eu de curând și trebuie să recunosc că nu am știut nici eu până acum, ci că noi bărbați, în general, nu ne maturizăm niciodată, adică... Perfect. Deci, nu e nevoie să spui că te-ai maturizat. Deci, Victor. Da. Bun, hai să ne întoarcem la proiectele pe care, apropo de care ziceam că ați făcut brainstorming pentru el, în afară de cele două spectacole ale Laurei și al lui Max, la ce alte spectacole ați mai gândit? Mai sunt câteva, dar nu știu dacă să le menționez sau nu, pentru că nu sunt pe deplin sigur ce vom face cu ele. Și atunci
Eu reușesc să promit doar ceea ce sunt sigur că mă pot ține știu, de promisiune. Știu, de-aia te-am și zis să vedem. Bun, vreau să mai ne povestești un lucru și acum aici chiar nu știu dacă și ei au fost implicați. Voi ați deschis de curând un proiect, cu un alt proiect, de fapt, cu copii. Da. Și aș vrea să discutăm puțin despre el, pentru că mi se pare foarte interesant și acum spun și de ce mi se pare interesant. Pentru că voi la vârsta voastră și voi sunteți tineri, lăsăm la parte gluma. Îmi place foarte tare ideea asta de a atrage pe copii. Și chiar ați făcut lucrul ăsta și este foarte important să discutăm despre el, pentru că până la urmă teatrul nu înseamnă, teatrul e produsul finit. Da. Și cum se ajunge acolo înseamnă până la urmă inclusiv dezvoltare personală. Și aici vorbim de proiectele astea cu copii. Și am să te rog să ne spui despre ele. Am să încep. Iar Max râde, bineînțeles, că e ceva... Nu, mai și predau la un liceu din când în când și... Înțeleg perfect. Mm-hmm. Deci, predai la liceu. Ce liceu? Și la ce predai? Predau teatru, mă rog, nu e chiar predat, e un fel de colaborare. Mm-hmm. Cu liceul Waldorf. Da, am înțeles. Ei au un alt sistem. Se știu, face... educație alternativă, știu. Dar e foarte interesant și foarte bine că faci chestia asta, că te ajută și pe tine, în același timp ajută și pe ei. Da. Reamintesc de studioul de arte înființat în Muinești. Mhm. Unde m-am bucurat de prezența lui Max ca și coordonator și de colaborarea Laurei ca și designer vestimentar al spectacolului, da. Da. Are un are talent și are un gust în alege ținutele. Și ce spectacol a fost? Welcome America, după piesele de teatru scurt ale lui Matei Vișniec. Mm-hmm. Spectacolul a avut succes. Mă bucur. Și eu m-am bucurat și am rămas surprins, plăcut de, dar nu numai eu, toată lumea, de felul în care au reușit copiii să joace. Atâta libertate de exprimare și atâta bucurie de a juca n-am mai văzut. E foarte important că, vezi, aici, dacă pot să spun așa un pic de ironia soartei, voi sunteți tineri, voi i-ați chemat copiii, dar în același timp vouă vi se dă, în ghilimele de rigoare, bineînțeles, vi se dă peste nas de la libertatea asta de joc a copiilor și vă minunați voi mai rău decât niște copii. Da. Deci e fabulos. E fabulos, da. E fabulos și e foarte, foarte frumos și foarte interesant. Mai departe, în afară de Welcome America, știu că ai mai avut niște proiecte cu copiii. Am avut Visul unei nopți de vară. Uh-huh. A fost în stil folcloric, pe muzică folclorică. Și la fel, a avut succes copiilor, nu copiilor, culmea e, profesorilor li s-a părut că ar fi greu ca elevii să joace Shakespeare. Da, da, da. Și copiii totdeauna, dar așa am pățit și la Vișniec. La fel profesorii și alți adulți au considerat că este greu să facă eu că e Vișniec. Da, bine, având în vedere că toată lumea știe că Vișniec e totuși un pic mai greu pentru... Dar n-a fost. Păi asta spun. Asta zic, că m-am bazat pe candoarea copiilor și bazându-mă pe candoarea lor, eu am înțeles că e dificil, că e greu. Dar ideile acelea le-am păstrat pentru mine. Eu n-am muncit cu ei decât să reușesc să fie natural și să joace situația. Și să înțeleagă, de fapt. Dar nu trebuie să înțeleagă atât cât trebuie să înțeleagă un adult, atât cât îl duce mintea lui de elev. Da. E suficient. Că asta e farmecul lui Vișniec. Dacă îl joci sincer, atunci ajungi să înțelegi. Atunci farmec. Așa și atunci iese comedia. Da, problema e la noi. Problema e la noi, da. Când intervin toate problemele și cum o să înțeleagă lumea și ce vrea lumea. Supra tema spectacolului, a personajului, a actorului. De fapt, noi ne punem bariere. Exact. Da. Aici vreau să ajung și foarte bine că ați punctat-o să e chestia asta. Lucrurile sunt foarte simple, corect, în esență. Noi avem, din păcate, tendința să le complicăm. Ba mai mult de atât, vorba lui, să ne panicăm, să spunem, Doamne, ce o să facă, cum o să facă, ce gândesc, ce... Și atunci, într-adevăr. Dar, până la urmă, esența este că ceea ce se întâmplă, și eu ți-am mai spus și în particular, pe mine mă bucură foarte tare că tu, cel puțin, ai reușit să adun lângă tine un grup de oameni foarte frumoși și să vă desprindeți de niște lucruri pe care le-ați făcut în trecut, dar care v-au ajutat foarte tare să fiți aici unde sunteți acum. Da. Și să faceți mai departe voi, pe spatele vostru, pe barba voastră, ca să spun așa, să faceți ceea ce faceți acum. Da. Din păcate, ne apropiem de final. Aoleu, da. Putem să menționăm niște... Te rog, te rog. Câteva reprezentații ale spectacolelor noastre. Max, când joci Visul la Teatrul Marca? Da, chiar. În fiecare weekend, sâmbătă și duminică. Mm-hmm. Sâmbătă de la ora 7, duminică de la ora 6. De obicei, sâmbăta, în fiecare sâmbătă, duminică, uneori se întâmplă să nu se joace. Da, trebuie să spunem că e vorba de spectacolul de la Teatru Masca, Visul, făcut după Visul în nopți de vară, în regia maestrului Mihai Mălaimare. Laura.
Nu am acum nimic. N-ai nimic, dar nu. O să ai. O să am. Doamne ajută. Da, da. Eu la Teatrul Stella Popescu pe 27 februarie Micul Prinț, dimineața, și pe 24 martie Hoțul de Mărgăritare. Două spectacole fantastice. Da. Și aș vrea să vorbesc despre spectacolul Mersul Trenurilor. Te rog. Care se joacă pe 25 februarie acum, în regia lui Andrei Adam. Un spectacol proaspăt luat pe brațul actorilor. Vrem să-i ajutăm și mai urmează încă un spectacol regizat și scris tot de el. Frumos. Și următoarea reprezentație cu Mersul Trenurilor va fi pe 24 martie. 24 martie. Și trebuie să mai spunem înainte de a încheia că Alex a mai jucat într-un spectacol pe care și eu l-am văzut de curând. În trupa Mini Ricci, așa. În aventurile lui Apolodor. Da, un spectacol pe care l-au jucat la Palatul Național al Copiilor. Un spectacol a fost frumos. A fost drăguț. A fost frumos, numai că tu, ca de obicei, ai dus tot un cârcă. Dacă vrei să fim sinceri. Nu știu, na. Eu am sufăr de sindromul echipei și... Știu. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi în această seară la Culard. Ca de obicei, mă bucur foarte tare de prezența voastră și promit că, așa cum ți-am spus și ție, nu o să scăpați de mine. Și vreau la fiecare în parte să vă urez în continuare cât mai mult timp pe scândura aia care ne dă nouă viață și e undeva în interiorul nostru. Nu mai este doar un loc pe care pășim. Și înainte de final am să te rog pe tine, Max, am să te rog pe tine, Laura, și am să rog, bineînțeles, și pe Alex, să transmită un mesaj celor care se uită la noi și să... E o întrebare pe care Alex o știe, dar va trebui să răspundă din nou, exceptând cuvântul trebuie, dar ca să și formulez lucrurile. E nevoie. Da. De ce trebuie lumea să nu uite de teatru? Încep eu? Uh-huh. Pentru că altfel, dacă... Singurul lucru care contează în viața noastră este să muncim, să construim și să devenim ceva robotic și fără viață. Care este sensul dacă nu ne hrănim și sufletul? Așa este. Mulțumesc frumos, Max. Laura. Mi-ai luat cuvântul din gură, exact asta voiam să zic și eu. Că nu trebuie să ne hrănim doar trupul, ci și sufletul prin teatru. Așa este. Alex. Eu îi completez pe doi și vă spun că teatrul te învață cum să trăiești și de ce să trăiești. Foarte frumos spus. Dragi prieteni, dragi telespectatori, iată că trebuie să știm cum să trăim, să învățăm să trăim și să învățăm să ne hrănim sufletul. Iar ei fac parte dintr-o generație care vă hrănesc și ne hrănesc în fiecare zi cu lucruri frumoase. Eu le urez multă baftă, iar vă nu uitați, mergeți la teatru, mirosiți scândura dacă nu aveți cu curajul să urcați pe ea, dar să fiți acolo pentru că se întâmplă lucruri frumoase în teatrul românesc. Și nu vorbim doar de cel instituțional, vorbim și de cel independent. Vă spun bună seara, iar săptămâna viitoare alte lucruri frumoase pentru voi. La revedere!